Dacă mă întorc la ce scrie, vă rog frumos să dați dislike. Jură-te că și-a dat buza jos. Mamă, deci mă prinde eu. Nu uite, chiar nu pot să pui el, pentru că e plictisitor ăsta. Salutare picanților și bine v-am regăsit la un nou clip super, super tare și puțin pe încetineală pentru că suntem la bloc și este cam ora 12 noaptea și s-ar putea să trezim toți vecinii, să vină poliția peste noi, jandarmeria și toate astea, așa că o să vorbim mai încet, o să fie un vlog mai silențios, așa că trebuie să beneficiați, să vă dați și voi volumul peste jumătate în acest vlog pentru că puteți, da, deci nu mai trebuie să-l țineți la minim acolo pentru că în vlogul acesta nu o să țin, ok? Dar dați like! Pentru a șterge orice urmă de egoism, nu m-am pe mine în spate pentru că asta urmăresc în fiecare zi, m-am pe mine în spate pentru a vă spune să urmăriți ultimul meu vlog pentru că a fost un prank incredibil pe care l-am făcut iubitei care este în spatele camerei. A fost un prank, nebună rău de tot și trebuie să-l urmăriți neapărat. Dacă tot suntem la secțiunea de anunțuri, vreau să vă spun că eu și iubita mea avem un super mega cod de reducere de 10% pe cel mai tare site de haine www.foodshop.ro. Aveți și voi link în descriere, nu uita să folosiți la fiecare care achiziție. Băi, deci orice vă luați până la urmă și dacă vă luați o pereche de kilos, puteți să folosiți acest cod care o să vă ofere o reducere de 10%. Codul este BBPICAN10, așa că nu ezitați să-l folosiți. Iar noi mergem la clip pentru că vreau să vă povestesc ideea asta nebună de care nu cred că v-ați prins încă din titlu. Ei bine, ideea asta mi-a venit când mă uitam la acest televizor gigant care are și LED-uri în spate și mi-a plăcut mie așa acest cadru și mi-a venit ideea genială de a filma un super mega challenge în care scopul principal este de a nu îmi întoarce capul și a nu mă uita la acest televizor pe care se vor pune niște clipuri super mega satisfying pe care iubita din spatele camerei, pentru că iubita este în spatele camerei, hey, e guest în acest clip, iubita în spatele camerei mi-l va descrie, ok? Deci, practic, ce o să ruleze aici, iubita o să-mi descrie și eu o să trebuiască ca să nu-mi torc capul. Dar nu neapărat satisfying. Depinde ce ți-am ales eu. Am ales mai multe linkuri. Așa. Și depinde ce o să fie. Eu o să încerc să îți descriu clipul pe care l-am pus pe televizor. Cât mai satisfying, cât mai încântător, dar te face pe tine să te uiți. Am înțeles. Deci hai să-i dăm drum. Deci așa că stai puțin. Dacă te întorci, ce se întâmplă? Ce să se întâmple? Se întâmplă să mă întorc și asta e ideea. Că nu merge așa. Asta e ideea de challenge. Că nu de asta am acceptat să filmăm. Tu pui aici o păpădie și spui, păpădia e galbenă, e foarte frumoasă. Eu dacă mi-am întors capul, m-am uitat, asta este păpădia. Te-ai uitat? Aștept păpădia în comentarii. Comentați chiar acum, cine nu comentează, nu-i pican și bibișor adevărat. Te-ai uitat? Așa. Și ți-ai primit un... clește de față, pentru că oamenilor le-a plăcut clipul în care ți-am pus clești pe toată fața, m-am gândit să facem... Tu știi că încă mi-au rămas urme? Ei, da. Deci mie încă mi-au rămas urme de la cleștia, nu, serios, nu. Ideea asta este destul de originală, adică eu n-am mai văzut așa ceva pe YouTube, asta este una dintre ideile mele revoluționare care îmi pornesc așa în creier, așa că v-aș ruga pentru chestia asta să rupeți butonul de like, să dați un mare, mare share acolo pe Instagram și pe Facebook pentru că mă ajută extrem de mult și să lăsați comentariul ăla cu păpădia galbenă, nu care habar n-am de ce mi-a venit, dar mi-a venit și mie îmi plac lucrurile astea spontane, așa că faceți chestia asta și hai să nu mai alungim cu vorba și să dăm drumul la challenge. Apăsați pe like. Ok, guys, deci iubire, tu deja ai pus clipul? Nu încă, practic, stai puțin. Mamă, deci credeți-mă pe cuvânt că eu nu am urmărit niciunul dintre clipurile pe care iubita le-a ales, chiar am emoții. Sper să rezist cât mai bine și sper să-mi iau cât mai puțin crești în față, pentru că sunt destul de dureroși. Credeți-mă că sunt destul de dureroși. Iubire? Da. Și la câte like-uri să facem partea a doua? Nu știu, strângem 30.000? Mamă, nu știu dacă strângem 30.000. Hai 25. Hai 30. 30, nu strângem. Ba da, ba da, strângem. 30.000 de like-uri, da, la acest clip. 30.000 de like-uri la acest clip și m-am aruncat pe balcon. M-am aruncat de pe balcon. Ia uite ce am pregătit aici pentru tine. Direct în găleata de măsline. Pe asta, pe reclamă la măsline. Deci vreau să vă prezint acest nou brand de măsline. Sunt... sunt niște măsline verzi, da, sunt de Spania. Foarte bune, puteți să le văd. Și roz. Și roz, măsline roz, da, deci vă rog eu frumos. Vă rog frumos să mă scuzați dacă am unele glume mai tâmpe, dar este 12 noaptea. Încerc să vorbesc cât de încet pot, deși cunoaște și voi signalul picantului. Iar oboseala îmi joacă feste și numai creierul meu poate să înțeleagă glumele mele la ora asta. Ok, hai, sunt pregătit, iubirea mea, sunt pregătit când tu ești pregătită. Ok, deci o să trebuiască să nu mă uit la televizor, o să fie easy, eu sunt obișnuit să mă uit în camera, adică... Nu, te uiți la mie! Mă uit la tine, păi sunt obișnuit să mă uit la tine, că îmi place să mă uit la tine,
Mamă, frate, cât de enervant e. Wow, asta ni se întâmplă și nouă des. Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să joci cele mai tari jocuri ale momentului de pe propriul tău PC, de oriunde te-ai aflat, de pe smartphone sau tabletă? Ei bine, soluția este www.boosteroid.com, care este cea mai tare platformă de cloud gaming, unde ai acces la peste 50 de jocuri free-to-play și alte 150 de jocuri pe care trebuie să le deții. Nu mai ai nevoie de niciun calculator de gaming performant. Tot ce trebuie pentru a te juca pe Boosteroid este o conexiune la internet, un PC sau o tabletă, un telefon, orice device. Deci merge pe absolut orice device. Încearcă jocuri pe care nu ai putut niciodată să le joci pe propriul tău calculator, cum ar fi Among Us, FIFA 20, GTA 5 și multe alte jocuri. Dă-i click pe linkul din descriere și beneficiază acum de cea mai tare reducere de la Boosteroid de 4,16 euro pe lună pentru abonamentul anual. Link în descriere. Da, tot ce ai luat și pe Diana, nu stai așa. Sau cum, concurența. Fii atentă că acum dă peste. Ah, de enervant e. Și tu cunoști. Păi de ideea asta, serios că e foarte tare. Ce se întâmplă? Că nici eu nu înțeleg. Dacă vreți să jucați și voi cu mine. Cât de enervant e, te-ai prins? Dacă vreți să jucați și voi cu mine, închideți-vă ochii, puneți-vă mâna la ochi, dar fără să trișați, știți? Fără să trișați. Wow, și încercați să vă uitați. Și de fiecare dată când v-ați uitat, mă puneți și voi un clește, jucați cu mine, să fiți picați adevărați. Iac! Ce iac? Nu înțeleg ce se întâmplă. Sunt lucruri enervante care mi se întâmplă în viața noastră mereu. Am înțeles, da. Mulțumesc. Păi nu mai ai nevoie să mă uit, că deja înțeleg ce a rămas fără hârtie la WC. Vai, cât de stres. Stai puțin că te-ai uitat. Te-ai uitat. Te-am prins. Te rog frumos să spui un clește fix de nas. Mamă, fix de nas? Între nări. Între nări? Ca purcelu? Să fac. Mamă, cum dracu că nu vin ca pe nări? Ui, aveam eu nasul mare, dar nici chiar așa vreau. Adică îl încape așa, dar mă doare. Aha, mă doare. O să mi-l pun aici. Da, pune-l așa. Mamă, ce doare astea. Ce doare astea. Bă, frate, dar doar rău. Aoleu, dar doare rău de tot. Nu, serios, chiar doare. O să vedeți la finalul clipului, că nu o să mai am nas. Ia, fii atentă, da? Dida mai pe ștălău. Și. Aha. Mamă, cât de mișto e. Mamă, ce mă doare nasul să moară de axara. Aolo, nu mai știi nasul să mor eu. Drăguț. Nu mai îmi simt nasul. Foarte mișto. Nu mai îmi simt nasul. Mamă. Nu mai îmi simt nasul. Poți să-mi dau jos? Poți să-mi dau jos, că nu mai simt nasul, mi s-au furat urechile. Nu te... Cât de curios ești! Acum e, dă-te, uite-te la tot clipul! Păi, odată ce nu mi-am întârt, nu e pe bani. Nu e pe auto! Să mor eu, dar nu mi-am... Deci eu mi-am irosit o șansă ca să mă uit la o apă cum curge, că putea să mă uit la robinet, drag! Putea să ne dau drumul la robinet și nu-mi luam niciun clește în față! Deci clipul ăsta, jur că e cel mai amuzant clip pe care l-am făcut ever. Și atât de amuzant să fii în spatele camerei. Bă, fraților, dar asta este cu sârmă de asta. Și doare rău de tot, nu mai simt nasul, mi s-au fundat urechile. Asta pe ureche, de aici de zgârci. De zgârci? Da. Jur, eu aprobă. Aprobă. A, dar aici e forță, dar aici nici măcar nu se simte. Zici că mai pun și de aici și nici ca sunt Sonica. Ce e asta? Vai, nu pot să cred. Și nasul meu o schimbă culoare. Dacă mai las pe asta 5 minute să facem bof. Deja ți s-a roșit, să știi. E mișto să ai crește pe nas. Vai, nu te cred. Vreau și eu să fac mereu. Dacă am reușit să trec peste reacția asta, da. Vreau și eu să fac chestii. Vai! Nu vă mai cred că voi faceți... Tu voi faceți... Și dacă curge apa la robinet, face... Ia uite, bă, ăștia au apă caldă! Să moare de axara!
Vreau să vă dau asta. Vreau să mor eu. Să mor eu, m-am întors când dădea ala de mijloc și să vedea fix așa, fix așa să vedea. M-am gândit, zic, ce dracu mă, bă? Cartofi. Bă, să mor, m-am gândit, zic, bă, ce dracu, bă, ele fac, și dacă dă unul din mijloc. Mai pune, și de cealaltă ureche. Fix așa făcea. Trecem la un nivel mai greu, acum o să fie și cu sonor. Ia, și acum. Nu sunt expert, dar cred că am foc televizor. Mamă, vreau și o chestie de asta să fac așa. Bă, fraților, face urât de tot. Să mor eu, mă dau de lângă, că cred că apare mireasa din Dan. Apare acum pe mine și îmi zice, ce dracu faceți aici, de ce mă filmați? Mamă, ce mă doare nasul. Aolo, mă doare nasul. Ia și acum. Asta e partea cea mai bună. Asta a fost... E trailerul, nu? E trailerul, nu? Urmează și filmul 3. Ce bine pe stupe! Care măcar unghiile făcute? Ia, și auzi acum, auzi! Te-am pus scriu să ne amuzăm noi. Și acum, ia uite. Ce-o țin? Hei, pune sclește. Da, stai puțin. Vrei să vezi clipul? Da, măcar arată-mi și mie dacă tot m-am întors. Ia. Uite, bă. Aolo, mi-a tăiat părșceana. Foarte tentat sunt să mă la acest televizor în momentul de față. De ce? Că nu ziceți nimic. Asta am înțeles. Voi l-ați spus ca să vă uitați să râdeți să, da. Și să stau așa ca prostă e? Uitați-vă cum vă face smurgerea când o ridic. Ia. Așa fac ele. Ia, dar nu ca la. Am făcut tot tinele, mă. Creșterea asta puneți de globul urechi. Globul urechi se numește de... Urechii bele. Ești pregătit ca... Ce urechea roșie. Ar putea să blurezi televizorul din spate. Bă, dar de ce? Dar ce pui aici? E 18 plus. Deci eu ador chestia. Da, îi place. Atât îți dau indiciu. Twerk, mult twerk. Mamă. Mamă, fraților. Mamă, e rupere. Ce gagiți. Sună la o cotitură de gât. Dar sună și la o crește distanță. Voi ziceți asta? Da, pentru că e greu să faci twerk. Ce faci? Ai, iubirea mea, că nu știu că e ceva mai bun așa, mai bun. M-am întors degeaba să moară Jaxara. Hai, cleștele. Aolo, păi și dacă nu place? Nu contează, tu trebuie să pui cleștele. Trebuie să pui și dacă nu place, pe ce regulă asta? Cine a făcut regulile astea? Eu. Două de bilpuri. De buză. De bărbie. De bărbie? Da. Nu știu. Cum să nu stea, dar ce bărbie am eu? Videoclipul se numește Hot Man Dance Car Wash. Dacă mă întorc la acest clip, vă rog frumos să dați dislike. Dacă eu mă întorc la acest clip, dați dislike. Mamă, baby, ce bine arată ăla. Și ce te face să crezi că mă întorc? Ăia, de fapt, nu ăla. Păi ca să vezi la cine mă uit eu. Ce bine. Dar nu știu, deși știu să se miște, nu arată bine. Nu știu. Sau mi se pare mie. Nu arată bine. Adică... Da, ce să zic, și eu acum că-i invitam spatele camerei.
Nu merge, că e pe ăsta, ți-a de bunina. Dă mărul, Adam. Și cum mai vorbesc, că trebuie să-ți amiște. Mamă, fraților, mă doare rău de tot nasul. De, nu știu de unde să-ți spui. De obraz. Hai, de obraz. De obraz? Da. Mulțumesc. Hai. Doare, și ultimul videoclip. Băi, faci mișto de mine. Băi, a spus clipuri cu blocuri și zice ce balcoane, ok? Deci a construiesc blocul, că asta e muzica de construit. Dacă ar mai fi avut o față, m-aș mai fi uitat, da. Este cea mai mare pedeapsă. Jos! Este cea mai mare pedeapsă ever. Mai bine stau fără mâncare o săptămână să mor eu. E cea mai mare pedeapsă. Vreau să mă uit și eu. Pot? Jură-te că și-a dat bluza jos. Mamă, deci pe video. Să mor eu, dar nu m-am uitat la urta asta eu. Mă, măcar una mai decentă. Ia. Yeah. Mamă. Rup fetele. Please. Trebuie chiar nu poți să pui aia, videoclip plictisitor ăsta. Și s-a uitat. Hello, hello, gata. Au că-s dar nu chiar așa de plictisitor. Eu am zis intenționat să schimb, bebe. Mamă, te-ai înroșit. Aaa, nu zău. Dar ce crezi că se întâmplă? Că sar curcubeu pe aici? Au, păi tu fața. Știi că ești curcubeu. Guys, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like. Sincer, nu știu cât timp a filmat, nu știu cât timp o să iasă la montaj, dar sper că a fost un clip destul de mare și destul de amuzant și că v-a plăcut. Eu, sincer, m-am distrat foarte tare. Am distrat așa de tare că nu cred că mai am nas după acest clip. Vă pupă toți, nu uitați să rămâneți acolo un butonaște de like, să dați acolo un mare share pe Facebook, pe Instagram, vă unde vreți voi, să vadă prietenii voștri când arătați sunt, că este foarte rămânie. Nu mai am înțeles și am zis, sunt obosit, mă doare nasul, mă doare fața, mă doare toate ale. Eu v-am pupat, am fost atât Vican, iubita mea, bine, nu uitați să dați acolo un mare subscribe și să dați acolo follow pe Instagram, să folosiți codul nostru Vican 10 pe Food Shop. Să cumpărați mărciurile din descriere, aveți link în descriere, cele mai tari mărciuri, cele mai picante mărciuri, eu am statul revican și până la data viitoare m-am pupat, paaa!